Statelor Unite, care sunt mai puternice, ar trebui altfel abordat această chestiune, altfel se obține pacea cu Moscova. Trebuie să-i arătăm și noi lui Vladimir Putin că avem arme mai puternice, spune Trump. Este o declarație foarte dură. Vă sperie amenințarea asta nucleară? Dumneavoastră sunteți femeie de afaceri, ați călătorit foarte mult în ultima vreme. Am ajuns cu o vârstă la care am studiat multă istorie. Sunt niște jocuri de cuvinte. Nu trebuie să ne temem. Singura teamă care trebuie să ne guverneze viața este teama de criza economică care de-abia a început. Restul sunt povești care ne blurează realitatea economică. Nu va fi niciun război nuclear. Iar Rusia are exact comportamentul băieților de cartier care se bat și dacă nu reușesc să câștige, scot bâtele și dacă nici bâtele nu funcționează, te amenință că vine peste tine în casă și îți face și zdrege. Nu. Pe Rusia, de altă parte, Rusia mor este cu spatele la zid. Ziceți că Rusia e cu spatele la zid și că vă îngrijează mai mult criza. Se laudă că a primit foarte mulți bani în perioada asta, în ultimele... Ce face cu banii? Că Rusia nu poate să-și reconstruiască echipamentele militare pentru că spare part, cum se numește? Piesele de schimb sunt venite de afară. Ori în momentul în care ai sancțiuni, dai ce face cu banii, cum făceam noi pe vremuri de 1 mai, când ne uitam la banii, că câștigam unii foarte bine, da? Și în galantare nu erau nici. N-au ce să facă cu banii. Problema lor este că aceste sancțiuni încep să-și facă simțită prezența și populația de-abia acum începe să simtă ce este să fie închisă în Rusia lui Putin, exact cum se întâmplă cu Coreea de Nord de care ați pomenit.